Am pe inimă să le spun ceva la copii, poate fi valabil și pentru adolescenți. Știți că în ultima vreme v-am vorbit despre câte un animal sau una din viețuitoarele create de Dumnezeu. În dimineața aceasta vreau să vă spun ceva despre vițel. Chiar în textul din Evrei era scris despre rolul jertfelor pentru care erau și viței în Vechiul Testament, să nu uităm că și una dintre făpturile vii au astfel de imagine, deci este o taină care încă nici n-a fost înțeleasă în mod suficient. Dar fiind vorba despre vițel, despre viței, vreau să vă citesc cele scrise în cartea Exod, capitolul 22, versetul 29 și 30. Să nu pregeți să-mi aduci pârga secerișului tău și a culesului viei tale. Și încă ceva. Să-mi dai pe întâiul născut din fiii tăi. Și încă ceva. Să-mi dai și întâiul născut al vacii tale. Să rămână 7 zile cu mama sa, iar în ziua 8-a să mi-l aduci. Și o altă explicație complementară o avem în Deuteronom, capitolul 15, versetul 19. Să închini Domnului Dumnezeului tău pe orice întâi născut de parte bărbătească din cireada ta. Să nu muncești cu întâiul născut al vacii tale, să nu tunzi pe întâiul născut al oilor tale. Viței în vremea aceea și valabil copiii oricând au un anumit destin rânduit de Dumnezeu. Dacă un vițel era primul, n-avea o durată de viață decât de 8 zile. 7 zile în cireadă cu mama lui și a 8-a zi sacrificat. Și nu se putea schimba cu nimic, nu putea să fie răscumpărat. Atât i-a fost dat să trăiască. Existau alți viței despre care vă citesc în cartea Levitic, capitolul 4, și în paralel vă rog să vă gândiți la destinul vostru, că știți, în Biblie este scris că înainte de a se naște omul, sunt rânduite zilele. 4 cu 3. Dacă a păcătuit preotul care a primit ungerea și prin aceasta a adus vină asupra poporului, să aducă Domnului un vițel fără cusur ca jertfă de ispășire pentru păcatul pe care l-a făcut. Erau alți viței care nu era cel din tâi, al doilea sau într-un alt an. Dar dacă păcătuia, să zicem stăpânul sau cum a fost aici preotul, trebuia să fie jertfit acel vițel. Și rămânea cu vârsta la care a ajuns, poate un an. Tot aici, într-unul din textele ce vi le-am amintit, în versetele ce urmează, era scris că dacă un vițel avea vreun defect, un picior mai scurt sau alte probleme fizice, nu putea fi adus jertfă Domnului, dar rămânea toată viața cu un handicap. Știți? A fost scris în revistă la rubrica Pilde despre un copil care s-a dus să cumpere un cățeluș și a ales pe unul șchiop. Stăpânul, proprietarul, a socotit că acela nu merită banii, dar băiețelul a zis, ăsta îl vreau, fiindcă și eu sunt șchiop și eu îl înțeleg. Deci privind la destinul vostru, ca și copii, ca și oameni în perspectivă, vă rog să vă gândiți că unul ar este dat să trăiască puțin, știți că anul acesta în biserică am mormântat 2 copilași de câteva zile? Atât le-a fost dat. 8 zile trăiau un asemenea vițeluș. Știți careva dintre voi, dacă vreo boală nu va aduce vreun cusur trupesc, sau poate unii deja sunt născuți cu un anumit handicap, nu doar ochelari și alte probleme.
Mai mult, știți că se poate întâmpla ca să păcătuiască părinții și vreunul dintre voi să fie lovit? Știți de ce a murit băiețelul lui David din 2 Samuel 12? Pentru că păcătuise tata. Deci iată cum destinul în viață poate fi dictat de niște cauze externe uneori. Voi care sunteți aici încă în viață, în casa Domnului și sănătoși, mulțumiți Domnului? Și vreau să vă gândiți nu doar la voi aici, în Arad, gândiți-vă la câți copii mor pe glob, cât de înaltă este rata mortalității infantile. Deci ceea ce spun eu, raportat la întregul glob, este foarte evident. Nu știm așadar și nu știați, cu atât mai puțin când v-ați născut, ce vă așteaptă. Dar dacă acest aspect este oarecum involuntar și de necontrolat, vreau să vă arăt un altul. Deschideți sau urmăriți-mă, citesc din 1 Samuel, capitolul 6, despre doi viței din șirezele filistenilor. Versetul 7. Acum faceți un car nou de tot și luați două vaci tinere, care dau țâță și care n-au tras la jug, înjugați vacile la car și mânați înapoi acasă viței care se țin după ele. Era o probă cu spectatori. Să vadă ce se întâmplă. Și scrie aici, de la versetul 10, oamenii au făcut așa. Au luat două vaci care lăptau, le-au înjugat la car și le-au închis viței acasă. Au pus în car chivotul Domnului și lada cu șoareci de aur și chipurile umflăturilor lor. Vacii au apucat drept pe drum spre Betșeme și au ținut mereu același drum, mugind, și nu s-au bătut nici la dreapta, nici la stânga. Domnitorii filistenilor au mers după ele până la hotarul Betșemeșului. Apoi, probabil, au îngrijit de viței rămași. Este vremea încercării. Copiii, de când sunt mici, așa se țin după mama, la început să fie alăptați. Dar după aceea se țin și după mama și după tata cu N dorințe. Fă-mi asta, dă-mi asta. Pune-mi așa, ajută-mi așa. Voi înțelegeți că părinții și în mod special mamele, m-aud și ele, trebuie să slujească Domnului și să meargă drept înainte, iar voi o să vă taie din pretenții. Că dacă ar lăsa după voi, ar trebui să alăpteze până, așa simbolic vorbind, să vă alăpteze, adică să vă facă toate mofturile până când veți fi mari. Ele au drumul lor. Au fost situații prin familii când următorul vițeluș a venit repede și ar fi vrut cel din tâi, tot el, să fie alăptat, să fie luat în brațe, ba chiar unii au fost așa, la vârsta de un an și deranjați, nu știau cum să-l fugărească pe următorul. Plângeau că de ce nu-i ține mama pe ei în brațe. E o vreme a încercării, pentru unii vine mai repede, pentru alții mai târziu, dar în final trebuie să fiți încercați de la toate. Să se taie drepturile. Și voi să fiți obișnuiți să vă întrețineți, așa cum vă spuneam când am vorbit despre pui de vulturi. Dar mamele să înțeleagă, aici nici nu știu exact cui să le spun mai mult, mamelor să meargă drept sau copiilor că trebuie să fie mânați înapoi acasă. Poate mamelor să nu țină cont de toate dorințele, unele nelegitime ale copiilor. Pentru că o mamă, cum zice în proverbe, copilul lăsat de capul lui, deci căreia mama îi face tot ce el cere, cu vremea o să-i mai facă ceva, rușine. Așa că nu vă supărați pe mame, dar și ele au doar un mandat limitat și tot aici aș putea spune că se încadrează la un nivel maxim de experiență dureroasă copiii a căror mame sau tați mor și ei rămân mici. Avem relativ puțini orfani în biserică. Știu o biserică din țară care în decurs de aproximativ un an, doi, a rămas aproape cu 100 de orfani.
greu. Știți povestea o frație despre familia Purice de la Rădăuți, când o fetiță stătea la stradă și spunea: aștept pe mama că nu mai vine. Alta spunea: aștept pe Domnul Iisus să mă duc să mă întâlnesc cu părinții. Așa că alții sunt înțercați total, nici nu mai văd pe mama. Voi sunteți înțercați așa, că are lucru de făcut și pe voi vă ține acolo în țarc. Și în al treilea rând, spune Scriptura în cartea Deuteronom, capitolul 25, versetul 4, ai despre viței care înțercați, nu le este dat să fie sacrificați, ajung mari. Să nu leși gura boului când treieră grâu, dar dacă nu treieră. Deci, unii dintre voi veți ajunge mari și atunci va fi nevoie să munciți. Boului este specifică munca. Și apoi îi se cuvine pâinea aceea de toate zilele lui cel din tâi, să mănânce grâu în timp ce îl treieră, că a muncit pentru asta. Dar, ca să poți să treieri cu un bou, cu doi viței deja ajunși mari, trebuie să fie deprins la jug. Și unii dintre voi se lasă greu deprins. Și am văzut și adolescenți foarte harnici, în vacanță, muncesc, încât și dacă s-ar termina școala, ar putea intra în câmpul muncii, pe câmpul cu treierat. Dar alții, așa greu se pornesc. Și ăștia sunt, așa cum scrie în Ieremia despre Efraim, că era neînvățat la jug. Dar a pus Domnul Lasou într-o zi pe el, l-a prins, și când l-a pus în jug, a încercat să scape. Da, de unde? De aceea, țineți cont de un alt cuvânt din Ieremia, plângerile sale, capitolul 2, și practicați-l. Versetul 27, este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur, să tacă, pentru că Domnul l-a pus pe grumaz, să-și umple gura cu țărână, să nu-și piarnă dădejdea, să dea obrazul celui ce-l lovește și să se sature de ocări. Spunea un frate că a fost trimis la ucenicie un strungar foarte sever și spunea: eu odată spun, a doua oră te pleznesc. Și uite, uneori învățând, ai de-a face cu câte un maestru sau câte un profesor sau poate cu altcineva de la care trebuie să înveți sau să-i furi meseria, foarte sever. Poartă-ți jugul, cu vremea ai drept și tu la grâu și să te poți întreține în viață. Dumnezeu să facă din voi niște băieți harnici. Și din toate fetițele astea și fetele astea mai mari de aici, doar fi mari de mai ține lumea să fie ca cea din Proverbe 31, care se scoală dimineață și se pricepe și se toarcă și se coasă. Acum sunt alte operații, dar toate necesită o preocupare și muncă. Dumnezeu să vă dea sănătate, dar și hărnicie. Și să binecuvinteze Domnul toate familiile. Amin.